Suntem la sud de canalul Sulina, între Sulina și Sfântul Gheorghe, Marea Neagră, și vedem peste 100 de nave care stau și așteaptă să intre spre porturile dunărene ca să poată prelua grâul din Ucraina. Numărul navelor a depășit cu mult capacitatea canalului Sulina, capacitatea de transport. Sunt nave care stau aici cu săptămânile. Marine Traffic arată peste 100-150 de nave care stau și așteaptă să le vină rândul să urce pe canal spre Reni, Ismail și Galați. Valorile de trafic au cunoscut fluctuații în funcție de activitatea economică din zonă. N-aș putea să fac aprecieri că ar fi mai intens sau mai puțin intens decât în anii precedenți. Cert este că numărul de nave e dependent de numărul de piloți disponibili care pot asigura pilotajul acestora în sectorul Dunării Maritime. Nu e o medie standard. Sunt valori cuprinse între 6 și 10 nave la intrare și cam tot atâtea nave la coborâre. Intrarea și coborârea e simultană, nu e sens de intrare și sens de coborâre în perioade diferite. Deci se realizează navigația în ambele sensuri simultan. Principala provocare o reprezintă realizarea fluenței și siguranței navigației în sectorul maritim al Dunării. Dacă ar fi să dăm curs solicitărilor de a introduce toate navele din Rada Sulina pe Dunăre în porturile de încărcare, ar însemna să blocăm Dunărea. Încercăm să vedem care este presiunea suplimentară pe care toate navele pe care le vedeți aici o exercită asupra mediului Mării Negre. Totul a început de la o solicitare a colegilor noștri cercetători din Ucraina, care ne-au întrebat dacă există un sistem obiectiv de a cuantifica impactul războiului asupra mediului Mării Negre. Asta e o problemă destul de delicată, este o problemă cu totul specială, pentru că trebuie să faci o diferențiere ce se întâmpla înainte față de ce se întâmplă în momentul de față. Colegii noștri au trecut deja, au luat probe de apă, probe de sedimente, încercând să vedem dacă nu cumva gradul de poluare în această zonă nu cumva a crescut. Încă nu avem rezultate. Astea trebuie să vină de la laboratoare. Dacă stai atât de mult timp, este și riscul de accidente sau de deversări, mai mult sau mai puțin voite, este foarte mare. Această solicitare venită de la colegii cercetători marini din Ucraina încearcă să fie o fundamentare științifică a daunelor produse de război, pentru ca apoi Ucraina să poată să ceară despăgubiri. Există în legislația de mediu un principiu foarte clar: poluatorul plătește. De aceea, informațiile astea cantitative ne ajută să înțelegem exact care să se poată face o estimare a daunelor. Poluare cu hidrocarburi nu a fost semnalată. De altfel, navele sunt controlate periodic, atât de ofițeri din cadrul Capitaniei, cât și din lucrători ai gărzii de coastă, și de asemenea zona este supravegheată de către garda de coastă. Iar la intrare în portul Sulina, toate navele sunt obligate să-și predea deșeurile la o firmă specializată pentru colectarea și neutralizarea acestora. Ordinea de intrare la Dunăre este stabilită de către un comandament care funcționează în cadrul dispecerătului central al administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, unde s-a analizat situația creată de numărul mare de nave și s-au stabilit măsurile necesare pentru a asigura fluența și siguranța traficului pe Dunăre și a răspunde în cât mai mare cerință nevoilor porturilor pentru încărcarea navelor. Cei care încarcă navele comunică la acest comandament nava sau navele pe care le așteaptă la încărcare. În funcție de aceste solicitări
și numărul de piloți disponibil, comandamentul stabilește o ordine de introducere a navelor din mare pe Dunăre. Dacă numărul de piloți nu este suficient, cele prinse în lista din ziua respectivă rămân prioritare pentru ziua următoare, astfel încât prioritățile să fie cele stabilite de către operatorii portuari. Marea majoritate a navelor o reprezintă navele goale care merg să încarce cereale. În schimb, au prioritate navele încărcate cu mărfuri perisabile, navele petroliere și cele cu ajutoare umanitare. Probleme nu au fost pe Dunăre, pentru că, v-am zis și la început, principala preocupare e legată de fluența și siguranța traficului. În schimb, au fost urgențe medicale la navele care așteaptă în mare la Sulina, urgențe rezolvate la nivel local cu grupul de nave al Agenției Române de Salvare a Vieții Umane pe Mare, care au preluat marinarii respectivi și i-au adus la unitatea de prime urgențe din Sulina, de unde ori au fost trimiși la Spitalul Tulcea, ori au fost tratați pe loc, în funcție de situația respectivă.